Bine v-am găsit! Astăzi vom vorbi despre cel mai periculos, mai prost ingredient din lume. Acesta este maltodextrina. Maltodextrina este un polizaharid și se clasează ca primul ingredient, cel mai înalt ingredient, pe scara indice glicemic. Deși este un polizaharid, maltodextrina nu este clasificată ca un zahăr, nu este nici dulce, dar se comportă ca un zahăr în interiorul corpului, tocmai pentru că indicele glicemic este foarte mare, este între 110 și 136, cel mai mare posibil. Este mai mare ca indicele glicemic al zahărului de masă, care este 64, este dublu decât indicele zahărului. Asta înseamnă că va afecta grav glicemia. Mai spun o dată, am mai vorbit și în alte întâlniri, amintesc că indicele glicemic este o scală care măsoară cât de repede un carbohidrat se absorbe în corp și cât de repede crește glicemia. Dacă la 100 pe indice glicemic am glucoza, zahărul de masă sau sucroza, care are și fructoză, este la 64, vă dați seama cât de repede se absorbe maltodextrina, care este între 110 și 136. Ce vârfuri de glicemie și de insulină creează. Maltodextrina este un carbohidrat sintetic, asemănător zahărului, dar aș spune mai periculos decât zahărul, mai periculos decât siropul de agave, despre care v-am vorbit ca fiind un dulce foarte prost și acesta, dar este mai periculos ca siropul de agave. Maltodextrina este mai periculoasă ca fructoza, pentru că, de fapt, nefiind clasificată ca zahăr, nu este listată nici ca zahăr adăugat pe diverse produse și sunt o multitudine de produse cu maltodextrină. Astfel, acest ingredient, maltodextrina, poate fi adăugat în produsele care au scris pe ele fără zahăr. Chiar dacă maltodextrina se comportă ca un zahăr și atinge acest indice glicemic de până la 136, cel mai mare posibil. Deci, ca urmare, producătorii nu sunt obligați să menționeze maltodextrina la categoria zahăr-zaharuri. În schimb, menționează, listează maltodextrina la categoria carbohidrați totali, dar așa oarecum generic. Unii chiar scriu conține și maltodextrină, dar foarte multe produse nu specifică denumirea, dar îl includ la carbohidrați totali, dar fără ca noi să avem totuși un reper sau o metodă să detectăm acest lucru. Și acest fapt ne poate duce în eroare, pentru că nu știm totdeauna cât de mult zahăr este cu adevărat în acel produs. Maltodextrina este folosită, deci, ca ingredient de umplere, este un filler, cum se numește, practic un agent de îngroșare, de umplutură, care de fapt oferă produselor o textură mai bună, mai atrăgătoare, că de aceea le consumăm. Este folosită maltodextrina și ca amplificator de volum. Este, de fapt, un derivat din amidon de porumb sau din amidon de grâu sau din amidon de cartof de orez. Este o pudră albă. Am pus și pe aceste slide-uri câteva produse, se vinde și ca atare maltodextrina la kilogram. Și este prezentă și în multe produse sub alte nume, de exemplu, în produse pe care scrie că ar conține corn fiber, de fibre de porumb sau fibre de tapioca. Există și maltodextrină în acestea.
Deci este un ingredient alimentar, un aditiv alimentar periculos, pentru că la rândul său maltodextrina este procesată, este, nu are o valoare anume nutritivă, este modificată genetic, este foarte rafinată și este prelucrată cu acizi la temperaturi foarte înalte și astfel ajunge să provoace o mulțime de daune în corpul nostru, inflamație intestinală, grăsime abdominală, epuizare de nutrienți, microbiomul este afectat, pe lângă creșterea dramatică a glicemiei și a insulinei, deci dacă ești în prediabet și nu știi că mănânci toată ziua maltodextrină, drumul e deschis către diabet. Și în ciuda acestor evidențe științifice documentate în foarte multe publicații, maltodextrina este considerată sigură, drept care se și vinde în foarte multe magazine pentru articole pentru sportiv, pentru performanță mai mare. Pe de altă parte, există și multe strategii de marketing, multe portițe pentru companii de a adăuga în mod legal maltodextrina într-o diversitate mare de produse. În primul rând, pentru că nu este clasificată ca zahăr, și în al doilea rând, pentru că au posibilitatea să folosească o mulțime de denumiri, de marketing lingvistic, în loc de cuvântul noțiunea de maltodextrină. De exemplu, se folosește dextrină doar, sau amidon alimentar modificat, sau amidon de porumb modificat, sau amidon de orez modificat, de tapioca modificat, de grâu modificat. Deci tot ce are cuvântul modificat ar trebui să ne ridice un semn de întrebare. Deci unde găsim, în ce produse găsim maltodextrina, este și dextroză. Maltodextrina o găsim, este ca un ingredient ubicu peste tot, dar bine ascuns și este prezent, cum vă spuneam, într-o diversitate de alimente, de la chipsuri, la condimente, băuturi energizante, băuturi sportive, cum se numesc, de la berea light sau berea ușoară, în multe suplimente găsim, până la formule pentru nou-născuți, pentru sugari. Dar alimentele tipice care conțin maltodextrina sunt acestea. Am făcut aici o înșiruire pe acest slide. Probabil că sunt multe altele. Dar ca să vă faceți o idee, cred că ajunge această enumerare. Găsim în sosuri, în sosurile de salată sau dressing-uri, în supele la plic, deserturile ambalate, cereale gătite la raft, gelatină, budinci înghețate, arome naturale, extracte din plante, unde este folosită ca agent de uscare, produse de patiserie, batoane nutritive, cum spuneam, formule pentru sugare, alimente pentru copii, formule de creștere în greutate, produse dietetice și foarte mult, o gamă foarte mare de produse keto. Asta este chiar o mare ironie. Să pui în produse pe care le numești keto ceva care crește atât de dramatic glicemia și insulina. De pildă în shake-urile dietetice, în pulberile proteice, în pudre de electroliți, în pulberi care conțin deja stevia sau splenda, au și maltodextrina adăugată, pulberile din ulei MCT, în băuturi nealcoolice, bomboane, apă de gură, multe vitamine, anumite medicamente
și până și hrana pentru animale. Nici animalele nu au scăpat de maltodextrină. Deci concluzia acestei discuții este faptul că este esențial să citim etichetele și este esențial să ne informăm de ce ingrediente cuprinde un anumit produs, tocmai pentru a evita acest ingredient atât de periculos, maltodextrina. Mulțumesc, la revedere!